Așa, a ieșit părul după ceva. Reacția mea după ce am pornit ring light-ul, zic, Doamne, dar eu oare mai știu să filmez? Este chiar primul cadru filmat pe care îl trag în 2023, pentru că m-am gândit să fac un daily vlog, așa, un început de ianuarie. În început din ianuarie niciun fel, adică n-am niciun fel de definiție a ceea ce se va întâmpla în ianuarie, cel puțin pe YouTube, nu știu exact ce și cum. Tocmai ce m-am spălat pe păr, l-am semi-uscat și l-am prins în celebra mea deja formă de coafat, coafatul cu șiretul, ca să fiu așa foarte succintă. Și am zis să încep așa un daily vlog de cu seara, pentru că mâine să vă arăt cum arată. Nu știu, poate mâine prind și un aranjat de păr, așa, un aranjat și de păr și de față, pentru că am un plan ca, în afară de daily vlog, unul dintre primele clipuri pe ianuarie 2023 să fie ceva despre parfumuri. Mă gândeam ceva de genul care au fost cele mai purtate parfumuri de anul trecut. Evident că nu o să-mi aduc eu aminte poate de toate parfumurile pe care le-am purtat în 2022, dar o să-mi aduc aminte de cele care au însemnat ceva și de cele pe care le-am purtat cel mai des, și o să vedeți că nu sunt doar parfumuri Guerlain. Da, și cam asta va fi. După aia mai am un, la un moment dat mai vreau să fac un clip tot despre parfumuri. Ca idee, anul 2023 la mine nu a început în niciun fel mai deosebit sau altfel, odată pentru că am avut viroza care mi s-a declanșat imediat după Crăciun și care m-a tot ținut, care m-a obosit foarte tare. A fost senzația pe care am avut-o cu COVID-ul. Adică această stare de oboseală inexplicabilă, aia m-a deranjat teribil, cred că vreau să mai reglez. Așa, mai reglăm puțin din asta pentru că e prea puternică, să văd că acum parcă am făcut-o prea, nu știu, am făcut aici cu ring light-ul, în fine, mi se părea că era totuși prea puternic. Și după asta, na, am și avut așa încetişor, m-a apucat de lucru, practic, cred că pe 1 ianuarie, nu știu dacă am deschis calculatorul, dar pe 2 ianuarie l-am deschis sigur, că am avut deja lucruri de făcut, stabilisem cu un client că facem o promoție și mai vreau doar să mă asigur, pentru că na, lucrurile se mai schimbă și eu întotdeauna, mai ales când e vorba de promoții, verific și fix înainte să lansez comunicarea pe o promoție, pentru că n-am de unde să știu ce se întâmplă și așa mai departe. Da, și cam astea au fost lucrurile. După aia fiul meu are și el niște teme de vacanță și a trebuit să-l ajut un pic, încă mai are ceva de făcut. Da, lucruri de genul ăsta, adică organizatorice. De făcut mâncare, pentru că știți cum se întâmplă, după Revelion rămâi imediat fără mâncare. Cred că după Crăciun parcă e altfel, parcă la Crăciun întotdeauna, nu știu, parcă ori e mai multă mâncare, ori e doar senzația mea, dar întotdeauna după Revelion mi se pare că se termină foarte repede. Dar deci ăsta este un început așa de daily vlog, hai să vedem ce mai filmez în zilele următoare și ne vedem aici în continuare pe YouTube. Așa, a ieșit părul după ce v-am arătat aseară și asta se pare că va rămâne stilul meu de coafură pe următorul, să zic, următoarea perioadă, pe următoarele luni, pentru că am început să mă înțeleg foarte bine cu genul acesta de aranjament. Astăzi este așa, un fel de daily vlog mai vorbit, nu o să ne plimbăm ca de obicei prin nu știu ce locuri. Pentru că nici nu prea am acum la început de an pe unde să mă plimb. Vreau să mă dau cu un pic de cremă de mâini și un balsam de buze. Balsamul ăsta de buze de la Plage Bio își face treaba extraordinar de bine. Pentru că, după cum ați văzut, daily vlogurile mele sunt mai mult vorbite, mai puțin îmi iau camera după mine.
Am fost la cumpărături puțin ieri, cred că ioare. Ieri am fost la Lidl, nu, acum două zile, nu. Ieri am fost pe la Muzeul de Artă. Nu știu, eventual să văd dacă o să inserez pe aici niște poze, dar oricum ați văzut și o postare, cred că pe Instagram, dacă mă urmăriți pe acolo. Așa, m-am mai plimbat un pic prin oraș și am ajuns la... Deci asta ce am făcut ieri. Am ajuns la, de obicei, la librăria Humanitas, de acolo, de la Crețulescu. Vreau să zic că m-am uitat la prețurile la cărți, fiul meu, pe la prețurile jucăriilor, accesoriilor de școală, rechizitelor și toate au crescut înfiorător. Vreau să vă spun că nu știu dacă am văzut vreo carte care să coste sub 50 de lei, de cărțile care... De cât o cărți acestea de lectură ușoară, așa. Mi-aș fi dorit să-mi iau ceva, dar wow, era... M-am răsfăit puțin, da, cer scuze că mă uit, dar e o fată aici în vecin care în mod vizibil își face tot felul de intervenții la față și în special la buze. Și acum mă uitam că iar ori... Păi, fetelor, sincer, stop it! Adică gata, adică am sărit din una în alta. Costă și mult tratamentul pentru aceste buze, costă mult și întreținerea lor, costă și tot machiajul pe care trebuie să vi-l faceți, pentru că dacă ai asemenea buze exagerate, trebuie să te machiezi. Apropo, uite, cât am să vorbesc cu voi, o să mă și machiez puțin și deși sunt dată cu ser, cu cremă, o să mai dau cu cremă și uite, mă uitam aici cam lângă mine cutia de la Glorious, din care tot mai scot câte ceva. E cutia aceea uriașă pe care mi-a trimis-o Rena de Crăciun cu tot felul de produse. Și vreau să vă zic că la câteva zile tot mai scot câte ceva de aici și zic hai să încerc și asta, hai să încerc și asta. Și fiecare produs așa mă surprinde. Așa, și să revin la ce ziceam. Văd că fetele își fac foarte, foarte multe operații în ultima vreme. Nu știu de ce, dar în fine, fiecare știe ce și cum. A, uite, o să luăm un Daily Mild and Moist Sunblock, că totul sunt dată cu SPF. Asta este de la Enfrani. N-am auzit de acest brand, dar auzim acum. Și, da, cred că grija pentru frumusețe trebuie să fie un pic mai spre natural, aș zice eu, mai puțin spre atâtea intervenții. Da, și revenind la ceea ce vă spuneam eu, la prețurile la cărți și rechizite și chestii de astea de ale copiilor pentru școală. Oh, ce fine! N-am fost prea încântată, dar na, ce să facem acum? Asta e viața. Și după aia ne-am dus un pic la Capșa, ne uitam și acolo cum au, efectiv, au bubuit prețurile prăjiturilor și ale dulciurilor. O singură jofra, sau jofră, că am văzut că pe site scrie jofra, pe în magazin scrie jofră, în fine, e un anume tip de prăjitură pe care am înțeles că bucătarul, cofetarul pe care l-a avut casa Capșa acum mulți ani la Vista, nu știu cărui prinț, ceva care suferea de diabet, a creat el acest desert care a rămas așa emblematic, dar foarte finuț, acest SPF 50, ca toate SPF-urile asiatice, Blue Shield, are și Blue Shield, UVA, UVB Protection, rezistă 12 luni de la deschidere. Da. Și zice că this low stimulating sunblock makes dry skin irritated from UV rays. Moisturize and healthy with the mild and moist formula. Da, citeam, eram cu ochii jos de asta. Așa, și la Capșa erau, deci era 17 lei o chestiuță atâtica.
O prăjitură ajunge în jur tot la fel de 20 de lei și prăjiturile toate s-au făcut mult mai mici, ceea ce nu e rău una peste alta, că mai, da, mai face, să zic așa, economie, la, adică mai reduci din, din caloriile pe care le bagi în tine, dar overall toate s-au scumpit și trebuie să fim din ce în ce mai atenți la ceea ce cheltuim, la ceea ce facem. Între timp mai spăl o dată pe mâini pentru că am mai întrerupt, am mai plecat, am mai scos din portofel ceva, am dat lui fiul meu, iar am întors înapoi. Astea sunt daily vlogurile mele, in real life, ca să spun așa, nu mi le pregătesc într-un fel anume, da. Și am venit aici, v-am zis să mă și machiez așa puțin, deci e un daily vlog amestecat și cu make-up și cu de toate. Ați văzut că m-am dat cu SPF înainte și acum am să aplic acest primer Flawless Beauty Hydrating Glow de la Pixi, pe care l-am primit anul trecut înainte de sărbători și care în continuare mi se pare că își face treaba foarte bine, adică în continuare mă menține pe mine curioasă de efectul lui. Ei, primerul, pot să-l, adică primerul chiar așa se dă direct din tub pe față, nu se mai încălzește pe față. Așa se poate blendui sau aplica inclusiv cu pensula de fond de ten, ca primer, dar nu e crema. În schimb, crema nu se aplică niciodată din, din tub sau din borcan, iei floș și pui pe față, întotdeauna se emulsionează un pic pe mână. Ce îmi place la acest primer este că are și el culoarea lui, dă și el un... E ca un hydrating veil sau, pardon, tinted veil. Adică genul ăla de produs care se dă pe față și are puțin pigment. Nu foarte mult, atât cât să dea așa cât de cât o culoare, un glow mai mult în cazul de față. Dar fără să fie sclipicios. E, dă un aspect ușor și de fat. Dar și duce pielea așa cu o nuanță de bej. Atunci o să dăm un pic și pe gât. De ce spuneam de diferențierile astea față de cremă de față? Pentru că văd în continuare, chiar am zis că o să comentez un pic ce am mai văzut pe TikTok, că acum lumea de pe ziceți așa, că pe asta, pe acest primer acum l-am aplicat pe o cremă în pasul al doilea. Am văzut că lumea s-a mutat din YouTube pe TikTok pentru că e mai ușor, e mai rapid, e mai, devine mai viral acolo totul. Însă ce nu îmi place este că și tot ce înseamnă conținut un pic s-a cam denaturat. Folosim și pudra cu SPF de la S2S de Derm. Și acolo totul e rapid, e ca să dea bine pe... asta este o pensulă de la Gabriela Salviette pe care o găsiți pe Parfumo. Parfumo am văzut că are ca un fel de exclusivitate așa cu ei. Bine, Gabriela Salviette cred că mai găsi și pe alte site-uri așa cât de cât produse, dar pe Parfumo chiar sunt toate. Sunt produse accesibile, cele de la Gabriela Salviette, dar de foarte bună calitate. Bun. Și trendurile astea de pe TikTok, mie mi se pare că sunt chiar un trend prost, pentru că și paleta de la Tom Ford sunt așa foarte așa este paleta de la Tom Ford. Totul e foarte superficial, totul e foarte... Să folosesc tot pensula aceasta mare, pentru că fac doar așa puțin. Am luat puțin din bronzerul acesta, care e un bronzer foarte light. Adică e un, mai mult un highlighter cu... Nu fac nici măcar highlighter. E un fel de pudră ușor mai închisă, care să dea și un efect așa de bronzing, dar foarte... strident. Că vrei să faci să fie mai intens, tot trebuie să aplici, să dai din aproape în aproape, ca să se vadă. Vedeți, nu e
practic, văd că acum, din cauza așa expunerii la lumină la care sunt, eu pe oglinda mea văd. Voi aici, nu știu cât vedeți, ar putea să vedeți dacă mă dau eu un pic mai în umbră. E așa un pic ca un... Așa, ca și cum aș fi fost prinsă puțin de soare, dar foarte, foarte puțin. Da, este una dintre paletele mele preferate, Skin Illuminating Powder 2, și vă spun sincer că dacă aș avea mai mulți bani, mi-aș lua foarte multe produse de make-up de la Tom Ford, pentru că au niște produse așa cum trebuie să fie. Orice produs de față, toate sunt texturile foarte plăcute, culori, tot ce vreți voi, da. Dar sunt într-adevăr și foarte, foarte costisitoare. Bun. Da. Revin, nu-mi plac trendurile atât cât am văzut eu pe TikTok. Probabil că sunt și oameni care fac conținut de calitate, dar chiar mă uitam ieri la ceva postat, cred că de Alina Ceușan, care efectiv lua fiecare tub și îl storcea așa direct pe față și a făcut și o chestie. Da, cred că o să fac un comentariu la clipul ei, pentru că chiar mi se pare... Băi, mi se pare jenant să te dai atât de mare influencer pe beauty și să nu știi niște chestii basic încă după atâția ani, că a crescut și ea între timp. La început a fost o adolescentă care ne prezenta chestii pe Instagram, pe YouTube, pe ce mai prezenta ea. Acum este femeie în toată regula și încă n-a învățat niște chestii de bază în condițiile în care are acces la atâtea colaborări, colaborează cu atâtea branduri, am înțeles că și pe magazinul ei online vinde cosmetice, adică ar trebui totuși măcar din perspectiva asta să te pui un pic la punct, știi, măcar din jenă față de oameni care îți cumpără produse de la tine de pe site. Da, și am văzut acolo niște aberații pur și simplu, plus că ce a pus ea pe ten înainte de un make-up a fost exagerat. Adică, de acord, am înțeles că vrei să încerci în același timp 7 seruri, dar nu ai cum să ai rezultate în condițiile în care ea și se plânge că are un ten acneic sau cu tendință de acne. Da. Bun, dar să ne întoarcem la machiajul meu de acum. Am să folosesc... acest creion fard de la Yves Rocher, pe care la fel îl folosesc de anul trecut din iarnă și îmi place tare mult cum se comportă și o să continui să îl folosesc. Să ridicăm puțin. Da. Mă gândeam eu să fac un clip cu preferatele din 2022. Dacă mi-e foarte ușor să vă spun, la capitolul fonduri de ten nu am ce să vă spun, pentru că eu nu prea folosesc fond de ten, extrem de rar. Și am un singur fond de ten la care am tot apelat anul trecut și anume Le Sensiel de la Guerlain, la care sunt la al doilea tub. Și pe care iar nu o să-l termin, că n-am cum. Eu nu sunt genul de om care să folosească fondul de ten până la epuizarea sticlei. Foarte rar am ajuns. Cred că tot așa de la Guerlain am folosit ceva până la epuizarea sticlei. Nu am ce să fac cu atâta... Așa, am să iau rimelul chiar de la... tot de la Pixi. N-am ce să fac cu atâta make-up. Găsesc foarte puțin make-up. Așa am fost dintotdeauna și chiar mă gândeam după ce am făcut... am făcut și o școală de make-up la un moment dat. Mă gândeam, zic, lasă că o să vezi că acum o să mă machiez și mai mult. Nu, din potrivă, acolo am învățat câteva trucuri care de fapt mă ajută să mă machiez mai puțin și cu efecte mai frumoase. Și asta cred că vreau eu să vă arăt. Și asta, de fapt, asta chiar aveam în listă încă de anul trecut. Un soft make-up bazat mai mult pe texturi cremoase, un make-up care, să zicem, mai degrabă ar fi dedicat tenului matur, dar pe care îl poate... Cam ciudat peria asta, pentru că este prea pufoasă și parcă nu știu, parcă nu-mi intră genele prin ea. Dar eu văd că, uite, efect face. Dar nu știu, parcă nu reușesc eu să le iau pe toate, nu reușesc să mă duc... Că mi se pare că intru că ea în ochi. Nici măcar vârful acestui rimel nu e mai subțire, totul e puffy. Dar culmea că uite că de separat le separă frumos. Și e ușor cremos.
acest rimel. Și văd că e foarte frumos buildable, nu face flakes de alea, știi, vulgișori, cum se zice. Da, așa că nu am ce să vă spun. Folosesc aceeași pudră și anume, dacă nu folosesc pe asta care am fost-o, pe asta am fost-o cel mai des anul trecut, de la Institut este Derm Soleil Modere. Dacă nu folosesc pe asta, o folosesc o meteorit, de la Meteorit Pearl de la Guerlain. Deci, n-am ce altceva să vă arăt. În general, în ultimii ani folosesc, de vreo 2 ani, folosesc baton fart, cremos, pentru că nu prea mai folosesc fart pudră. Dacă folosesc fart pudră, este, în general, în 99% din cazuri, este tot de la Guerlain. Adică nu prea am cu ce să vin așa minunat, să vă spun. De exemplu, uite, acest baton ruj de la Sisley Paris, care îmi place extraordinar de mult și care are așa o nuanță nimic, să zicem. Așa am zis și eu până când m-am dat cu ea și a fost chiar, au fost mai multe persoane care m-au întrebat și în real life și, și pe YouTube, m-au întrebat, cu ce te dai pe buze? El lasă un finish ca de gloss, dar nu e gloss. Îi zice, cred că, Photolip Twist și este nuanța numărul 1. Ei au mai multe nuanțe. Am avut când s-a lansat... Când s-a lansat, am avut o nuanță mai... Da. And that's it. Adică n-am ce să vă arăt ce efecte speciale, ce nu sunt genul. Știu să mi le fac, adică dacă e nevoie să mi le fac, nu am nicio problemă. Ați mai văzut că am mai apărut la un moment dat cu niște linii pe la ochi, cu asta, cum se cheamă? Dacă vreau să mă dau cu un blaș mai intens, am blașuri, nu este asta o problemă, chiar de la Guerlain am. Adică... Nu asta e problema mea principală. Problema mea principală este că vreau să mențin tenul cât mai luminos și sănătos, iar make-up-ul în sine nu e prea indicat pe termen lung. Uite un blush foarte drăguț pe care o să-l încerc acum. Este cel de la Tom Ford Cream Cheek Color, nuanța Pink Sand. E din colecția aceea, așa, cu ambalaj alb, din care am și un ruj, un mini ruj, pe care l-am primit o dată la cumpărături. El arată așa. E un roz care, de fapt, el se poate folosi, dacă vrei, și puțin pe buze. Mă uitam să pun eu cu o pensulă, da, să pun eu cu degetul mic, că nu se întâmplă nimic. Poți, gen, dacă... Cum am... luminat acum buzele, vin doar cu culoare. Metoda asta de rujat cu degetul o folosesc foarte mult franțuzul aici, la practic acolo avem și, în general, make-up artiștii care erau pe la vechile magazine Chanel de altă dată, învățau doamnele să facă așa pe ruj, pic, 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 și să vină cu degetul mic. În general, deci degetul mic nu murdărești prea mult, și suficient de mic ca să nu îți depășești asta și... Poți să prinzi tot și colțurile interioare și tot ca să acoperi, ca să dai o culoare uniformă. Iar acum mă uitam eu dacă se are vreo pensulă pentru... Ba da, hai că o să iau o pensulă așa, ca să fac un pic de efect de blush pe... Dar puteam foarte... Oh, am dat cam mult. Puteam foarte bine să vin și cu degetul doar. Aici partea asta am dat enorm. O să fac așa, o să dau cu partea cealaltă a pensulei care e curată. Gata. Și a dus. Și am luat deja. Și am... De exemplu, franțuza ce le fac, adică machiajul acela specific parizian, este cu aceeași nuanță care te da pe ruj, să vii să punctezi și pe vârful obrazului, osul acesta aici în vârf, în așa fel încât să se păstreze culoarea care e pe buze, să se păstreze și pe obraz. Practic, asta era una dintre regulile pe care le-am învățat și eu la școala de make-up, că diferența între ruj și blush nu trebuie să fie mare.
cu cât e mai mare, cu atât se vede mai ciudat, se vede mai nenatural, mai gen, știți chestia aia, parcă spuse cu mâna, parcă buzele le ai dintr-un film și obrazul ai din alt film, știi, cam așa ar fi. M-am și vopsit puțin, o să vă arăt în clipul de Empty, totul o vopsea de la Revlon. Nu prea mai suport mirosul la vopsea, nu știu ce se va întâmpla, pentru că acum, de exemplu, mi-am luat tot vopsea fără amoniac, tot cât mai soft, cât mai așa, dar se pare că nu mai înțeleg deloc bine cu mirosul de vopsea de orice fel. Da. Revin, da, asupra acestui primer, chiar îmi place, e un produs care chiar îmi place, nu mă așteptam să am eu așa vreo afinitate față de un primer. Ideea este că mi-aduce aminte foarte mult de, era un ser de la Dior, nu-l mai am, era un ser practic cu dublu efect, adică puteai să-l folosești, să-ți, așa că am avut articol detaliat despre el. Vreau să vi-l aduc în atenție. Știu că se mai găsește și acum, dar acum, din ce știu, parcă l-au formulat așa să fie un pic mai degrabă orientat spre skincare. De fapt, e un ser. În acel flacon așa roz gri compact. Imediat îl caut eu pe aici și o să-l găsesc prin Dior Capture Total Dream Skin. Da, ăsta mi-a plăcut foarte mult. Aici e articolul pe blog. Să vedem să prindem vreo poză. El arăta așa. Ce vedeți poza. Așa era la vremea respectivă. Uitați-l, că i-am făcut eu poze atunci. Am și spus, din nou este vorba despre un produs hibrid și am senzația că în ultimii 2 ani apariția acestor seruri cu efect de second skin și cu scop principal de a optimiza aspectul tenului printr-un aport de blur și luminozitate, face ca machiajul și look-ul de zi cu zi să migreze către un nou make-up studiat și pregătit cu atenție. Da. Deci, mi se pare că și produsul ăsta intră tot în zona de acolo, bineînțeles, acesta nu are funcție de ser. Ăsta, în schimb, se poate folosi și ca ser, efectiv. Nu este un... aici aveam și niște swatch-uri la cum arăta el aplicat pe piele. Dacă o să intrați pe blog, o să vedeți mai bine. Iar acum sigur îl găsiți. Ia stai să mă uit dacă se găsește Dior Dream Skin, dar sigur se găsește, este imposibil, pentru că este un produs al lor iconic, aș putea să spun. Da, da, este Dior. Este, văd că în jur de 563, văd că pe Douglas, nu știu de ce, văd că e un pic mai... văd că e o întreagă panoplie acum de Dream Skin, adică are și mască, are și... adică s-a deschis gama, nu mai e doar un produs cum era... da, este și un cushion și o mască... și ceva este, puteți cumpăra refill la el. Da, ăsta e și văd că începe prețul de la $85. Am intrat chiar pe site-ul celor de la Dior. Da, are și cushion, are și o mască, Minute Mask Youth Perfecting Face Mask Peel Effect. Deci este o mască cu efect ușor de peeling. Deci toată gama aceasta Dream Skin practic targetează pe cei care vor un aspect al tenului foarte odihnit și foarte plăcut, dar cât mai rapid. Adică lucruri, trucuri pe care poți să le faci în timp foarte, foarte scurt. Da. Ei, dar pe lângă asta, pentru că nu este suficient, băgăm și sucuri. Acesta este un smoothie raw presat la rece cu sfeclă, câteva boabe de rodie, morcov și măr de la slup. În fine, nu aș vrea să spun, vai, recomand neapărat un brand anume, ideal este să le faceți acasă. Dar când nu aveți timp și posibilitatea să le faceți acasă, e mai bine să-ți iei o chestie de genul ăsta decât o cafea care doar îți dă senzația că te energizează, dar nu îți dă. Sau poți să bei puțină, mult mai puțină cafea, dar apoi să completezi cu un smoothie de acest gen, nu neapărat de la slup. Sunt o grămadă de alte firme care fac firme, tot felul de
mici restaurante sau baruri care fac smoothie și încercați să căutați genul acesta de produs mai degrabă pentru voi, pentru că se vede și pe, și pe fața voastră. Uite cu ce m-am parfumat astăzi, că mă gândeam și la chestia asta, că aș fi vrut să fac un fel de top al celor mai purtate produse în materie de parfumuri. Și spun produse, nu parfumuri, pentru că o să vedeți, clipul ăla chiar o să-l fac. Sunt multe produse care m-au ajutat să mă parfumez în anul 2022 și n-au fost neapărat parfumuri, nu doar parfumuri. Geluri de duș parfumate, creme parfumate, deodorante și așa mai departe, sau body spray-uri, greșit spus, deodorant, poate. Astea sunt parfumurile care îmi plac foarte mult în ultima vreme și mandarin bazilica cu alegoria, că se și vede, și Eau de Guerlain. Sunt și genul de ape de toaletă pe care construiesc foarte ușor, fac foarte ușor layering cu alte parfumuri mai tari. Dacă vreau să introduc un parfum foarte tare și nu vreau să-mi vin așa brusc din prima, încep ziua întâi cu aplicarea acestui parfum de acest gen și apoi continui cu un parfum, să zicem, mai tare. Dacă vreau, de exemplu, să vin cu un Shalimar, pun ceva din zona asta înainte, unul din cele două. Tehnica se cheamă de layering și nu este întotdeauna reușită, de asta eu tot fac încercări, pentru că nu se potrivește întotdeauna. Am mai dat și kicks-uri să combin ceva cu ceva și să zic, mai bine nu făceam. Și în general, specialiștii în parfumuri, cei care sunt un pic mai puritani, spun, nu amestecați parfumurile pentru că nu o să vă dea bine și așa. Ba, nu, poate să vă dea și bine, dar puteți să mai aveți și ghinion, totul este să tot experimentați și să încercați. Da, cam asta ar fi fost așa pe parte de make-up și uite, pentru că m-ați mai întrebat unii dintre voi ce facem cu reaplicarea SPF-ului în timpul zilei, o pudră de acest gen vă ajută foarte mult sau mai sunt misturi, facial misturi sau spray-uri cu SPF. Ideea este în felul următor, am văzut că și specialiștii mai mari spun așa că pentru față, pentru un regim de viață al omului urban, care gen se trezește dimineața, se spală, se dă cu cremă pe față, se dă cu cremă cu SPF, se urcă în mașină sau în metro sau în autobuz, pleacă la muncă unde are de muncit, unde de obicei stă într-o incintă, cu mici ieșiri pe afară. După aia se întoarce acasă deja după ora 17, după ora 18. Nu are niciun sens să reaplice SPF-ul în timpul zilei. Da, dacă ai lucra afară, să zicem că ești, nu știu, lucrezi, uite, la un club care are o piscină afară și lucrezi acolo, da? Acolo, da, clar, nici nu se mai pune problema, trebuie să te dai și pe corp, nu doar pe față. În rest, dacă ai un job de ăsta de birou sau de interior, unde nu prea ai ieșirea pe afară și mai departe, nu e foarte necesar să revii cu aplicarea SPF-ului în timpul zilei, mai ales dacă ești ușor machiată. Ce poți face într-adevăr, să zicem, ești la birou, da? Ești la birou și la un moment dat, să zicem că pe la 2-3 ori ieși într-o pauză de masă, ori efectiv pleci cu colegii, plecați la o ședință sau ceva, trebuie să ieșiți din incintă, poți să te duci repede la baie și dacă ai o pudră de genul ăsta, să aplici un pic pe nas, frunte, așa, gen un refresh al SPF-ului. Dar în niciun caz, am auzit de tot felul de aberații, să pleci cu crema după tine, să te demachezi la muncă, iar să aplici asta doar dacă, bine, dacă ești, de exemplu, instructor de fitness, la un moment dat probabil că după 3-4 ore o să te duci să faci un duș, că nu mai reziști și atunci, da, poți să zici că reaplici. Dar dacă ești un om care pur și simplu muncește un job average, un job normal, n-are sens, average înseamnă ceva mediu, nu are sens să unde să te duci să te speli pe față, să reaplici tot. Și atunci am auzit, da, de alte aberații, că să ții la tine nu știu ce burețel umed și cu burețelul umed să aplici apoi crema din tub. Nu, asta este aberant. Păi venind cu burețelul umed și așa îi strici lui textura. De ce să vii cu burețelul umed să bagi apă în SPF? Adică nu văd sensul. Până și SPF-urile acelea de plajă îți recomandă să le aplici pe o piele relativ uscată, adică să te fi dat cu prosopul înainte, prosopul de plajă pe care l-ai, să tamponezi excesul de apă și să fii relativ uscat, oricum pe plajă te mai bate briza, nu știu ce, te usuci. Deci cu atât mai mult nu te duci la baie
umezești burețelul și cu burețelul iei SPF și pui pe față. Doamne ferește, asta este un mare maclavais. Am auzit tot felul de aberații că TikTok-ul naște monștri mulți. Nu. Ori îți iei o pudră cu SPF, ori îți iei într-adevăr un facial mist care conține și SPF și aplici așa un balance. Să vă stresați foarte mult pe tema asta. Da. Deci nu are sens atât timp cât lucrați la un loc de muncă care nu înseamnă expunere toată ziua afară, n-are sens să reaplicați SPF-ul. Da, cei care sunteți șoferi, în schimb, aș recomanda să, mai ales dacă sunteți gen, vă știți și copiile sensibile, așa, chiar trebuie să vă găsiți o formă de a vă reaplica poate SPF. Cred că este deja clasic exemplu dat cu acel șofer de tir care pe partea stângă, pentru că pe partea stângă era tot timpul geamul, da? Obrazul era plin de probleme, de keratoze chiar cauzate de expunere la soare, iar pe obrazul celălalt nu prea avea mare problemă. La fel pe mâini. Dacă conduceți, stați mult la volan, la fel e bine să vă dați cu o cremă de mâini care să conțină și SPF. Am văzut că acum au început să apară și mănuși de condus cu SPF, dar în fine, o cremă bună cu SPF dacă aveți, sau aveți genul acela de batonete cu SPF, puteți să aplicați ușor și aici pe zona aceasta în care stă expusă la soare. Altfel nu văd sensul. Pe de altă parte, folosiți și aplicațiile. Sunt niște aplicații pe telefon cu UV Index, care vă indică indicele și dacă nu mă înșel, chiar aceste site-uri meteorologice vă spun cam care este impactul razelor UV într-o anumită perioadă, ca să nu faceți nici abuz, adică nici nu să nu purtați, de exemplu, mi-aduc aminte în noiembrie, când era tot timpul plafon de nori și tot timpul pe aplicații îmi spunea că indicele de UV este foarte scăzut și că pot să nu port SPF dacă vreau. Știu că acum o să îmi sară în cap obsedații de skincare și o să spună că nu, SPF trebuie să porți indiferent. Da, dar dacă nu indicele acelui UV index nu este atât de ridicat, nu are sens să te îmbălsămezi în SPF, pentru că și acest SPF are și el rostul lui, nu are sens nici de el să facem abuz. Și aici e o poveste lungă, că toate ingredientele astea care astăzi sunt așa un pic prea mitizate, gen SPF-ul sau chiar retinolul. Uite, apropo de retinol, în ultima vreme am citit așa mai multe lucruri despre retinol și am urmărit și mai multe clipuri făcute de doctori dermatologi. Și părerile sunt gen, da, cam toți spun că retinolul este acel ingredient care într-adevăr aduce rezultate vizibile și rezultate în timp și pe multe afecțiuni ale pielii. Și e așa un fel de plăcere, nu plăcere, e un fel așa de satisfacție a medicului dermatolog să vadă că îți recomandă un produs cu un fel de retinol, fie că este retinol, fie că este un retinoid, fie că este acidul retinoic, și să vadă că ai rezultate pe altceva. Și într-adevăr sunt și rezultate, dar astăzi spun și ei că sunt și foarte multe efecte adverse, astfel încât retinolul este un fel de sabie cu două tăișuri. Și atunci, în momentul în care te apuci de retinol, trebuie să te gândești foarte bine dacă lucru pentru care vrei să-l folosești este atât de important pentru tine încât să faci oarecum niște sacrificii cu tenul tău ca să ai aceste îmbunătățiri din partea retinolului. Eu nu fac parte din grupa pro-retinol, dar nici anti-retinol complet. Adică văd retinolul mai degrabă sunt pro-produsele retinol cu retinol din zona de cosmetice care se pot vinde fără rețetă liniștită, adică de astea din comerț, cu o concentrație mică, de obicei care să conțină retinol, nu alți compuși mai, să zic, mai mai intenși pe chestia asta. Sunt o persoană care folosesc retinol mai mult în anotimpul rece, evit să-l folosesc în sezonul cald, adică când este soare. Și oricum nu sunt o persoană care să facă abuz de asta. Nu, eu nu sunt genul care să folosesc de zi. Știu că cei
care au rezultate cu retinol trebuie să-l folosească într-adevăr zi de zi. Eu nu sunt pe genul zi de zi retinol. Nu. O poate de două ori pe săptămână când mă apuc așa. Sau am mai avut așa câte o perioadă când gen o lună întreagă, în fiecare zi am folosit gen în luna noiembrie. Am folosit în fiecare zi un produs cu retinol, seara. Dar atât. Mi-aleg o lună când să fac, să zicem, o chestie de asta, dar în rest nu mă dau după retinol, pentru că, uite, citeam și niște păreri că toată acea dinamizare celulară pe care o face retinolul, el având ca ingredient, având un receptor foarte bun la nivelul pielei, adică îl primește foarte repede când îl vede acolo pielea, bine, mă vorbesc așa ca pentru copii, îl primește foarte repede în piele. Este un ingredient foarte ușor cognoscibil și pielea se pare că îl primește așa, dar o și pune la treabă și o pune la treabă la un moment dat într-un mod ușor agresiv, încât anumiți pași din dezvoltarea pielii, din acele cicluri de refacere ale pielii, sunt un pic bruscate. Și nu se mai întâmplă niște lucruri, nu se mai întâmplă niște procese, nu se mai descarcă niște lucruri și atunci e posibil pe acolo să apară niște probleme la un moment dat. Eu acum, uitându-mă așa în jurul meu, la persoane care folosesc retinol mai des sau persoane care folosesc retinol mai puțin, pot să spun că sunt și persoane care nu au pus în viața lor retinol pe față și al căror tenuri arată foarte bine, precum sunt și persoane care folosesc des retinol și chiar de-astea produse mult mai avansate cu retinol și nu pot să spun că au cel mai frumos ten pe care l-am văzut vreodată. Cred că ține foarte mult de fiecare și așa. Sunt mai degrabă adepta ingredientelor mai gen o peptidă, o ceramidă, o centela asiatică, o vitamina C, antioxidanți, da, diversi, dar sunt mai puțin pro-retinol. Adică da, dar nu, vai de mine, nu mai pot, adică nu sunt genul, vai, dacă n-am retinol astăzi, nu o să mai pot trăi, știi? Sunt mult mai, sunt mai relaxată pe partea asta. Nu știu, încerc să văd lucrurile într-un sens al echilibrului și o să vă și spun de ce. Multe dintre toate ingredientele astea pe care noi le folosim pe față, au teste, într-adevăr, retinolul am înțeles că este printre cel mai documentat, testat și paratestat și, adică se fac foarte multe studii, s-au și investit foarte mulți bani în studiile dedicate retinolului, ceea ce e o treabă bună până la urmă, adică e de apreciat, însă pentru că e un ingredient foarte mult folosit în tratarea acnei. Și cum acneea, din păcate, a devenit o patologie foarte serioasă în dermatologie, pentru că acneea s-a dezvoltat în 7000 de feluri, s-au făcut foarte multe studii pe retinol. Totodată, studiile astea pe retinol s-au făcut ca să susțină toate lansările astea de produse și să dea urmare unor dezvoltări de produse noi. Ca atare, nu prea e nimeni care să vrea să spună, bă, nu e bun retinol. Nu e bun, da, se spune, ok, dacă ești gravidă, nu-l folosi, dacă ai nu știu ce alte probleme de sănătate hormonale și ce, nu-l folosi, însă în rest e destul de iubit, adică dermatologii au un prieten foarte bun în retinol, asta vreau să spun. Și asta spun și ei. Ei știu că atunci când recomandă un produs cu retinol sau cu un derivat, că retinolul în sine, deci pornind de la această vitamina A, asta o grămadă de derivați, retinol, e o schemă mare, o găsiți, cred că pe orice site de ăsta de dermatolog, dacă vreți, cred că cam toți dermatologii care și-au făcut site au undeva o rubrică destinată retinolului și găsiți acolo tot copacul cu toate ramificațiile. La fel, dacă nu intrați pe site-ul pasagerei, pasagera.ro, și are niște articole fenomenale despre retinol. Însă, el este într-adevăr un ingredient care e, să zicem așa, un fel de prietenul dermatologilor, cum a spus, și ei spun, domnule, eu știu că recomand retinol și după aia am niște rezultate sau am niște reacții care mă ajută să mă duc către alte lucruri. Însă sunt și persoane care nu îl văd cu ochi buni. Sunt și oameni din zona de cosmetică, din industria frumuseții, care spun că e prea mult accent pe acest retinol și că, de fapt, acest retinol, de-a lungul anilor, a făcut
mai mult rău decât bine. Dar aici știți cum e. Sunt vorbe și vorbe, că așa, inclusiv despre tot ce înseamnă skincare, există păreri la nivel global. Sunt oameni care spun că faptul că noi ne dăm cu atâtea creme nu ne face bine. De alta treaba asta așa. În toate intervențiile pe care noi le facem asupra corpului nostru, cu toate aceste produse care sunt făcute de mâna și de mintea omului, lucrurile sunt date un pic peste cap, știi? Pentru că corpul nostru, unul, nu a fost, de exemplu, făcut să stea pe scaun, da? Corpul nostru nu a fost făcut să stea în fața calculatorului. Corpul nostru nu a fost făcut să ia apa și să o bea într-un pahar. Nu! Natura ne-a creat să ne ducem frumos la izvor, să ne folosim mâinile, că de-aia le putem face căuși și să avem din mâini. Și multe alte lucruri. Dar lucrurile s-au denaturat. Ideea este că îngrijirea tenului, până la urmă, face parte din rutina omului modern, odată ca chestie de civilizație. Trebuie să ne spălăm pe față, pentru că așa e de bun simț să fim curați, să fim îngrijiți. Odată ține de întreținerea frumuseții, nu numai a frumuseții feminine, ci a frumuseții în general, a noastre umane. După aia, ține de respectul tău față de tine. Dacă tu ești o persoană care ții la tine și care te respecti, normal că ții ca să arăți bine, să te îngrijești și mai departe. Evident, excesul în toate zonele astea nu are cum să facă bine. Și eu am tot insistat de-a lungul anilor, de când fac blogging, prin chestia asta, că nu este ok să ai foarte multe produse cosmetice. Ideal este să ai puține și eficiente și care să ți se potrivească. Aplicarea aceasta de foarte multe produse pe față pe care voi o vedeți pe TikTok, pe YouTube, prin diverse locuri, nu vă ajută cu nimic. Este mai mult o chestie de entertainment, de distracție. Hai să o vedem pe Ceușan câte seruri poate să-și aplice pe ten, cum e acel clip pe TikTok pe care chiar mă uit și uitam. Zic, Doamne, dar ce face fata asta pe față? Și după aia o să mai aplice și make-up. Oh my God! Și mai zice că are și acne. Păi cum mai rezistă pielea aia cu atâtea chestii? Prea mult! Adică ser peste ser peste ser, cremă peste cremă. Totuși, știu că este moda aceasta a produselor asiatice de a face multi-layering. Poți face chestia asta așa, din când în când, ca un fel de tratament, ca un moment al tău, dar zi de zi, orice vreți voi să-mi spuneți, nu are cum să dea efect așa ceva și nu are cum să fie nici practic și nici normal și nici... Adică îi dai pielii un exces de deșeu până la urmă, pentru că ea până la urmă toate lucrurile astea le primește ca un deșeu, când tot vede că pui și pui și pui și pui și pui și pui. Și nu are sens să folosești, de exemplu, doar un ser cu acid de asta, cum se cheamă, hialuronic, da? Când tu ai trecut deja de 30 de ani și mai ai și alte nevoi, ia-ți un ser cu acid hialuronic și cu alte lucruri în el ca să aplici dintr-o dată mai multe chestii pe față. Apoi obsesia asta pentru concentrații. Ar fi bine să știți că nu o concentrație mare este neapărat răspunsul la problema voastră. Este ca și cum eu acum aș spune, vai, am nevoie de vitamina C, păi ia să mănânc eu câte 3 kg de portocale pe zi. Păi în primul rând o să-mi stric stomacul, în mod evident, când atâtea o să mă dau peste cap cu digestia. Nu mă aștept la nimic, așa și cu tenul. Dacă am auzit, nu mai știu, aud des în ultima vreme că serul cu vitamina C să aibă o concentrație cât mai mare. La ce trebuie? Ce crezi că o să faci dacă ai concentrație cât mai mare de vitamina C? Ce o să facă tenul cu atâta concentrație? Este posibil, unul, nici să n-ai nevoie, doi, sărici să ți-l sensibilizezi la vitamina C și după aia să nu mai poți folosești nici vitamina C aia mică, deci în concentrație mică. N-ai nevoie de atâtea concentrații la o grămadă de produse. Toate concentrațiile au fost gândite la toate produsele acestea cosmetice în așa fel încât să dea un echilibru tenului. Dacă vrei să vii cu produse extra mega concentrate, nu știu cât de mult te va ajuta. Da, deci aud tot felul de... când deschid YouTube-ul, Instagram-ul, TikTok-ul, ce să mai zic. TikTok-ul este un fel de... cutia Pandorei ce acolo în materie de skincare, Doamne ferește, ce puteți să vedeți acolo. Nimic din mai afli și lucruri noi, mai afli despre produse noi și mai departe, dar sunt și tot felul de aberații pe care trebuie să le gestionați cu grijă atunci când vreți să le luați de bine. Și cam acesta a fost
chit-chat-ul cu voi, așa, de început de an, un chit-chat și un lejer Get Ready With Me. Știi cum e, nici daily vlog, nici Get Ready With Me, e pur și simplu o încălzire, așa, pentru mine, un exercițiu de reintrare în, pe YouTube de anul acesta. Ca de obicei, nu vă promit nici mai repede, nici mai des, nici mai puțin des să fac clipuri, voi rămâne cu același ritm al meu, care mă reprezintă așa cum sunt eu. Tematicile vor fi ca aceleași, despre parfumuri, despre skincare, mai puțin despre make-up, make-up doar așa la nivelul ăsta. Și, na, cam atât. Ca de obicei, aștept de la voi sugestii, recomandări, comentarii, absolut tot ce vă face plăcere să comentați aici. Aveți grijă că YouTube-ul, în ultima vreme, îmi șterge comentariile și mie. Dar numai că mi le șterge, nici măcar nu-mi spune. Eu le scriu, simplu eu vă răspund vouă, dar răspund unui comentariu de la voi, mi-apare ca și cum l-aș fi dat și când dau refresh îmi dispare de tot. Aveți grijă că sunt apărut acum tot felul și la ei de chei de siguranță. Dacă ai pus un punct, dacă e un cuvânt, dacă ai inserat un link, dacă e ceva, nu știu ce se întâmplă, că și pe mine mă deranjează, au fost și persoane între voi care mi-au scris în mod frecvent, Ana, vreau să-ți comentez pe YouTube și nu pot să-ți comentez pe YouTube. Schimbați-vă userul. Poate aveți un user care e foarte, deja a fost foarte des luat la ochi de algoritmii de boții de la YouTube, că are niște probleme, da? Și atunci faceți-vă un alt user, mai ales dacă nu aveți un canal de YouTube, sau faceți-vă un alt user care să-l folosiți doar pentru a comenta, ca să nu mai aveți probleme. Nu știu ce să vă mai recomand, pentru că și eu am problema asta frecvent, adică și mie mi se întâmplă să comentez altora sau să vă răspund vouă aici pe canalul meu, unde eu normal trebuie să fiu lăsată să comentez liniștit atât timp cât nu am discurs de hate, de hărțuire și așa mai departe. Deci atenție comentariile. După aia, dacă vă face plăcere și vreți să mă susțineți, aveți posibilitatea să dați join și să plătiți un anumit abonament lunar prin care efectiv să susțineți activitatea, ceea ce se întâmplă pe acest canal de YouTube. Sau aveți și contul meu pe Patreon, unde am spus și anul trecut, eu absolut toți banii pe care i-am adunat anul trecut, în jur de $18 pe lună, da, leșinați, de-a lungul unui an s-au tot adunat, în fiecare lună eu banii aceia, pur și simplu din PayPal-ul meu, pleacă în PayPal către Cola Cariola, către diverse cauze umanitare, deci eu de acolo practic nu folosesc nimic pentru mine, totul este folosit, trimis către alte donații. Când mai apare Cola Cariola cu câte un caz, nu știu, campanii de sterilizare animale, nevoie de aprovizionare mâncare pentru câini pisici abandonate, pac, am acolo fond și mai bag un $10, cât am, așa. Așa că banii de pe Patreon, vă spun sincer, vă mulțumesc foarte mult pentru ei și mulțumesc momentan celor 4 sau 5 susținători care sunt acolo, că mă ajută foarte mult. Iar aici pe YouTube, la fel, sunt două persoane care contribuie cu un abonament, fără la fel le mulțumesc foarte mult pentru că mă ajută și mine la rândul meu să fac aceste donații mai departe. Și pe linia asta o să mergem cu, așa cum v-am spus, skincare, parfumuri, cu idei, cu discuții și cu foarte multă interactivitate mi-aș dori și din partea voastră. Să aveți un an 2023 cât mai frumos!